Bună! Bine ați venit pe canalul meu! În videoclipul de astăzi începem să discutăm despre alcadiene, generalități, structura legăturii duble, clasificare și izomerie. Suportul scris, precum și toată teoria de la hidrocarburi, se poate achiziționa de la linkul din descriere. Pentru cei care urmăresc acest canal pentru examenul de bacalaureat, capitolul de alcadiene, din fericire, nu este în programă. Și să începem să discutăm despre generalități. Alcadienele sunt hidrocarburi nesaturate. O să vedem puțin mai jos că alcadienele au două legături duble. De la asta vine și denumirea lor. N înseamnă o legătură dublă, cum erau alchenele, și D înseamnă 2. Deci, două legături duble. Ca și formulă generală, datorită faptului că au nesaturarea echivalentă egală cu 2, nesaturarea echivalentă era dată de cele două legături duble, înseamnă că formula lor generală o să fie carbon N, hidrogen 2N minus 2, adică aceeași formulă generală ca și la alchine. Acum să vorbim un pic despre structura legăturii duble. Despre structura legăturii duble am vorbit și în videoclipul de alchene la generalități. O să vă las un link undeva sus. Și noi știm că o legătură dublă este alcătuită dintr-o legătură sigma și o legătură pi. Deci aceștia sunt cei doi atomi de carbon. Legăturile sigma o să le fac cu albastru. Deci avem o legătură sigma între un carbon și un alt carbon. Și cu roz o să fac legătura pi. Deci aceasta este pi. Și aceasta este sigma. Și știm că atomul de carbon are valența 4. Înseamnă că fiecare atom de carbon implicat în această dublă legătură mai are două valențe nesatisfăcute, pe care o să le satisfacem cu câte un atom de hidrogen. Unul aici, unul aici, unul aici și unul aici. Deci, primul pas l-am văzut, din cine este alcătuită legătura dublă. Acum să vedem cum sunt poziționate aceste legături. Toate legăturile sigma sunt poziționate într-un plan paralel cu Pământul. Deci, acesta este planul legăturilor sigma. Și planul legăturii pi este poziționat perpendicular pe planul legăturii sigma. Și acesta este planul legăturii pi. Datorită faptului că planul legăturii pi este poziționat perpendicular pe planul legăturii sigma, înseamnă că între acești doi atomi de carbon implicați în dubla legătură nu se mai poate face rotația liberă. Dacă mai țineți minte, la alcani, faptul că aveam numai legături simple, care legăturile simple sigma erau poziționate toate în același plan, datorită acestui lucru, atomii de carbon din alcătuirea alcanilor se puteau roti liber unul în jurul celuilalt și aveau o formă de zigzag, catenele de atom de carbon. Ei bine, aici la legături duble nu se mai pot roti liber acești doi atomi de carbon, unul în jurul celuilalt. Încă un lucru pe care trebuie să-l știți este că atomii de carbon din structura acestei legături duble sunt hibridizați sp2. O să vorbesc despre hibridizările atomului de carbon într-un alt videoclip și în momentul în care o să apară o să vi-l las în descriere. Restul atomilor de carbon care nu sunt implicați în dubla legătură sunt hibridizați sp3. Să scriem totuși că legătura dublă este alcătuită dintr-o legătură sigma și una pi.
Învățasem la alchene că unghiul dintre valențe este de 120 de grade. Deci aici avem 120 de grade, aici avem iarăși 120 de grade, aici 120 de grade și așa mai departe peste tot. Lungimea legăturii dintre atomul de carbon și hidrogen este 1,079 armstrong, iar lungimea legăturii duble dintre carbon și celălalt carbon este egală cu 1,33 armstrong. Bun, aceasta a fost structura legăturii duble. Mai departe am spus că vorbim despre clasificare. Alcadienele pot să fie de trei tipuri, cu legături duble cumulate, cu legături duble disjuncte și cu legături duble izolate sau disjuncte. Prima oară, legăturile duble cumulate. Așa cum spune și denumirea, legăturile duble cumulate sunt la atom de carbon vecini. De exemplu, acest compus, această alcadienă, care se numește aleno. Și dacă tot am ajuns aici, vreau să fac o precizare care o să vă ajute la exerciții. Deci, acest atom de carbon implicat în dubla legătură este sp2. Acest atom de carbon este tot sp2. Dar, mare atenție, acest atom de carbon, deși este înconjurat de două legături duble și poate gândul vostru ar fi că este sp2, nu, este sp. Este hibridizat sp. Deci, mare, mare atenție la probleme, că puteți să întâlniți această capcană. Și să mai dăm încă un exemplu de alcadiană cu legături duble cumulate. Aceasta este 1,2-butadienă. Și la fel, sp2, sp2, aici este sp3 pentru că nu este implicat în dubla legătură, iar carbonul de aici, dintre cele două legături duble, este hibridizat sp. Mai departe, cu legături duble conjugate. În cazul legăturilor duble conjugate, legăturile duble sunt poziționate la distanță de o legătură simplă. Adică, ca și exemplu, 1,3-butadiena, care se mai numește clasic și butadiena. Și cum am spus, aceste două legături duble sunt despărțite de o legătură simplă. Un alt exemplu destul de des întâlnit este izoprenul. Este destul de important, așa că este bine să-l rețineți. O să-l întâlniți în 1001 de locuri. Iar acum, ultimul tip de alcadiene sunt cele cu legături duble izolate sau disjuncte. Adică cele două legături duble sunt poziționate la distanță una de cealaltă. De exemplu, acest compus care se numește 1,5-hexadiena. Pentru că legăturile duble sunt la carbonul 1, respectiv 5. Și sunt la distanță una de cealaltă. Și ultimul lucru despre care o să discutăm astăzi este izomerie. La fel ca și la celelalte clase de compuși, izomeria este de mai multe tipuri. În primul rând avem izomerie de poziție, în care diferă poziția legăturii duble. Izomerie de catenă se obține prin ramificarea catenei. De funcțiune
Și o să vedem imediat că sunt izomere de funcțiune cu cicloalchene, alchine și compuși biciclici. Și ultimul tip de izomerie este izomeria geometrică. Prima oară începem cu izomeria de poziție. Așa cum am spus, în cazul izomeriei de poziție, diferă poziția cel puțin uneia dintre cele două duble legături. Și să luăm ca exemplu 1,3-butadiena. Dacă luăm această legătură dublă și o mutăm aici, o să obținem 1,2-butadiena. Care am spus că era o alcadienă cu duble legături cumulate și este izomeră de poziție cu 1,3-butadiena. Următorul tip de izomerie este decatenă. Izomerii de catenă se obțin prin ramificarea catenei. De exemplu, 1,5-hexadiena. Și să luăm, de exemplu, acest metilen și să-l mutăm aici. Și am obținut acest compus care se numește 3-metil, pentru că gruparea metil, aici era CH3, pentru că gruparea metil se află pe poziția 3, 1,4-pentadiena, pentru că la atomii de carbon 1 și 4 avem legături duble. Apoi avem izomeria de funcțiune. Izomerii de funcțiune sunt izomeri cu aceeași formulă moleculară, dar care aparțin unor clase diferite de substanțe. Formula moleculară la alcadiene am văzut că este carbonen, hidrogen 2N-2. Această formulă moleculară se mai întâlnește și la alchine, la cicloalchene și la compuși biciclici, adică cu două cicluri. Și să luăm ca exemplu alena. Care are formula moleculară carbon 3 hidrogen 4. Carbon 3 hidrogen 4 se mai întâlnea și la propină, adică la o alchină, și se mai întâlnea și la ciclopropenă. Am dat un exemplu diferit și în cadrul videoclipului cu izomeria de la alchine, unde am vorbit tot așa de izomerie de funcțiune cu aceleași clase de compuși, așa că puteți să vă uitați și acolo pentru că am dat un alt exemplu. Izomeria geometrică depinde de tipul de alcadiene. Dacă avem alcadiene cu moleculă simetrică sau alcadiene cu moleculă asimetrică. Și mai întâi începem să discutăm despre alcadienele cu moleculă asimetrică. În cazul alcadienelor cu moleculă asimetrică, vom avea patru moduri diferite de a scrie desfășurat această moleculă. Și o să le scriu pe toate și apoi o să discutăm despre fiecare în parte.
Aceștia sunt cei patru izomeri și acum să-i luăm pe rând să-i discutăm ca să și înțelegem. Ca să stabilim ce tip de izomerii avem, trebuie să vedem care sunt substituenții prioritari. Și fiecare legătură dublă are alți substituenți prioritari. Prima legătură dublă de la punctul A, ca și substituent prioritar de partea stângă, are gruparea metil, pentru că gruparea metil este mai importantă decât hidrogen, iar atomul de carbon din partea dreaptă are doi substituenți. Are odată hidrogenul, CH de aici, și mai are și toată nebunia asta. Și evident că toată nebunia asta este considerată substituent prioritar. Ok, deci în cazul primei legături duble, pentru că substituenții prioritari sunt de o parte și de alta a legăturii duble, sunt în planuri opuse, înseamnă că izomeria este E. Și în cazul celei de-a doua legături duble, atomul de carbon din dreapta are ca și substituenți hidrogen și radicalul etil, deci dintre acești doi substituenți, radicalul etil este cel prioritar, iar în cazul atomului de carbon din stânga, avem ca și substituenți odată hidrogenul și odată toată nebunia asta de aici de sus. Și evident că toată această chestie este considerată substituentul prioritar. Deci, la fel ca și la prima legătură dublă, la a doua legătură dublă, substituenții sunt de o parte și de alta a planului. Deci sunt tot izomerii. Deci este tot izomerie E și la a doua legătură dublă. Așa că acesta este izomerul EE. Mai departe să ne uităm și la următorul mod de scriere. La prima legătură dublă. Avem odată ca și substituent prioritar metilul din stânga. Și din dreapta avem acest radical. La fel, acești doi substituenți prioritari sunt de o parte și de alta a planului, deci avem izomeria E. Și să ne uităm și la a doua legătură dublă. La a doua legătură dublă din dreapta am spus că radicalul etil este prioritar și în stânga, adică la acest atom de carbon, tot radicalul acesta este prioritar. De data aceasta, cei doi substituenți sunt de aceeași parte a planului legăturii duble. Ambii sunt în sus. Deci, avem izomerie Z. Așa că acesta este izomerul EZ. Mai departe, la acest izomer. În stânga am spus că avem ca și substituent prioritar radicalul metil. Iar la celălalt atom de carbon din dubla legătură, acesta este substituentul prioritar. Deci, de data aceasta, substituenții atomilor de carbon din prima legătură dublă sunt de aceeași parte a legăturii duble. Deci, avem izomer Z. Și să ne uităm și la cea de-a doua legătură dublă. Avem odată radicalul etil în dreapta. Și în stânga avem tot acest radical. Deci, față de această dublă legătură, substituenții sunt de aceeași parte a sa. Deci, este tot izomer Z. Așa că izomerul final este ZZ. Și avem și un ultim izomer. În cazul primei legături duble am spus că avem ca substituent prioritar radical metil în stânga și în dreapta aveam toată chestia asta. Deci substituenții sunt de aceeași parte a legăturii duble, deci este izomeria Z. Iar în cazul celei de-a doua legături duble avem odată substituent radicalul etil. Și în partea cealaltă, la celălalt atom de carbon, avem toată această chestie. Deci, de data aceasta,
Substituenții sunt de părți opuse ale planului legăturii duble, așa că este izomerie ZE. Aceasta a fost izomeria în cazul alcadienelor cu moleculă asimetrică și am văzut că avem în total 4 izomeri geometrici. Și mai precis, Z, ZE, EZ și EE. Și acum să vedem cum arată izomeria în cazul alcadienelor cu moleculă simetrică. Să luăm un exemplu. Acest compus. Și vedem că dacă ducem pe aici o linie imaginară, ce este în stânga este egal cu ce este în dreapta. Deci are moleculă simetrică. Și să ne mai uităm odată la aceste două legături duble. Deci prima legătură dublă, atomul de carbon din stânga sa are ca și substituent hidrogenul și metil. Iar celălalt atom de carbon are ca substituent hidrogen plus tot radicalul acesta. Și la fel este și în cazul celei de-a doua legături duble, dar mai bine vedem pe scrierea desfășurată ca să și stabilim ce fel de izomeri avem. Dacă stau și încercuiesc aici pe această moleculă, este destul de greu să vă dați seama care cum vine. Așa că o să scriu toți izomerii desfășurați și la fel ca mai înainte o să discutăm pe ei. Ok, și să ne uităm la primul izomer. Prima legătură dublă are ca și substituenți prioritari radicalul metil din stânga și din dreapta, adică la celălalt atom de carbon, are acest radical. Deci avem izomerie E. Iar pentru cea de-a doua legătură dublă avem o dată din dreapta ca și substituent prioritar radicalul metil, și din stânga avem ca și substituent prioritar toată această grupare. Deci, la fel ca la cealaltă dublă legătură, avem tot izomerie E, pentru că substituenții prioritari sunt de părți diferite ale planului. Deci, acesta este izomerul EE. Mai departe, la acest compus, în stânga avem odată radicalul metil ca și substituent și din dreapta avem toată această grupare. Deci, pentru că este de aceeași parte a planului, este izomerul Z. Iar pentru cea de-a doua legătură dublă avem odată radicalul metil ca și substituent prioritar și în partea stângă avem toată această grupare. Deci este izomerie ZE pentru că substituenții prioritari sunt de părți diferite ale planului. Și să ne uităm și la punctul C. Prima legătură dublă are ca și substituent prioritar și toată această grupare. Deci substituenții prioritari sunt de aceeași parte a planului, așa că avem aici izomerie Z. Iar pentru a doua legătură dublă avem odată acest substituent prioritar, metilul, și în stânga avem toată această grupare. Deci, iar substituenții prioritari sunt de aceeași parte, așa că este izomerul ZZ. Dacă puteți observa, nu am mai scris și izomerul EZ. De ce? Pentru că, datorită faptului că molecula este simetrică, în momentul în care o să scriem izomerul EZ, o să fie imaginea în oglindă a izomerului ZE. Așa că, în cazul moleculelor simetrice, nu avem decât 3 izomeri.
Z, Z, apoi ZE, care este egal cu EZ, pentru că, cum am spus, sunt imagine în oglindă, ZE cu EZ, pentru că molecula este simetrică, și mai avem și izomerul EE. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și subscribe, mi-ar fi de mare ajutor.